Până acum când mă prezentam era doar Tudor Nemes, dar acum cu noile îndeletniciri Tudor Nemes, Petre, îmi folosesc și cel de-al treilea nume. Multe fac, chiar foarte multe. Coordonator de voluntari la Asociația DAIS, parte din administrarea centrului de tineret din localitate, bucătar amator, am un cooking blog vegan, cânt într-o trupă de ska punk în Skank și de 2 luni de zile mi-am deschis o mini firmă, un atelier de tâmplărie. Niște prieteni au zis, hai să facem o trupă dintr-o joacă. Cum încep toate chestiile mișto, dintr-o joacă a început. Am avut primele concerte, așa, cu câte o piesă, două proprii, câteva cover-uri și a început să meargă treaba și de atunci, de 10 ani, rock and roll. Vezi cum anii se duc, dar noi rămânem tot la fel, cu soarele în ochi, cu zâmbetul până la cer. Tot timpul a fost fascina de orașul ăsta. Am avut ocazia să văd toate orașele din țara asta. Pentru mine, sentimentul de a fi acasă e mai important decât banii, decât faimă, decât orice altceva. Cu tinerii e destul de greu să stabilești o legătură de bonding. Știindu-mă, venind la concerte, le-a fost mult mai ușor să se apropie de mine și să ne putem ajuta unul pe altul, că și am învățat foarte mult de la ei, respectiv și ei de la mine. Acum vreo 3 ani, cred că ești deja, am hotărât să schimb ceva în viața mea. Și de mic îmi plăcea să gătesc, am devenit vegan, a trebuit să îmi reinventez tot ce găteam. Am făcut un burger, timp de o săptămână jumate am postat în fiecare zi, am văzut că reacțiile sunt super ok și am zis, mă, hai să dezvolt chestia asta. M-am trezit în mijlocul pandemiei, că am rămas fără servici. Am început să-mi renovez chestii prin curte, prin casă. Eu de mult eram pasionat de tâmplărie și am zis, acum e momentul să-mi schimb jobul. Tot timpul de anumite meserii va fi nevoie. Deja de un an de zile lucrez cu tinerii, pot să zic, în fiecare zi. Publicul ținta formației mele tot așa sunt tinerii. Ce am observat e că nu au hobby-uri. Ceea ce eu asta demonstrez. Și nu mi-a trebuit foarte multe chestii, ci doar pasiune. Sfatul meu este să-și caute pasiuni, mai ales că acum internetul este super în floare și au informație cât cuprinde, cât mai multe pasiuni. Și dacă nu cât mai multe, măcar una, dar să o facă cu maximă dedicare și să o facă la mare artă.